Cărmariu Silor, și adorați și mei, ne îndreptăm spre Cluj. A fost o seară incendiară pentru mama, ochiului strâmbi. A fost o seară incendiară, s-au distrat ăștia mici, eu am dormit, sunt fresh. Spun adevărul tinerilor raperi. Mi-am luat ochelarii mei ai mari pentru că, după cum v-am zis în vlogul precedent sau în tot ăsta, iau zis că mă sună telefonul. Alo? Nu, acum acolo, nu uite, suntem pe scări, nu, dați, nu-i problemă. Mi-a sunat domnul impresar al domnului maestru și coborăm acum. Ne scuzați, am întârziat un pic, dar trebuie să ne spălăm și noi, că oameni suntem. Ăștia nu se spală, cred că de-aia coborăm mai devreme, dacă ar fi să zic sincer. După cum vedeți, domnul maestru, ne cerem scuze că am întârziat, am stat să ne spălăm. Ne-am spălat. Vă rog, vă rog, haideți. Vă rog, poftiți. Mulțumesc frumos. Stați așa, vă rog mult. Ați băgat picioarele? Bine, bine. Am intrat în mașină, mamă, focusul pe mine întotdeauna. Scârmariuților, suntem în mașină, se discută aici despre care e cel mai tare telefon, doar că cel mai tare telefon e ăla pe care îl dai tu. Vă pup! Domnul maestru, să știți că eu am înțeles că ești fericit că ați plecat mai devreme, dar eu vă zic sincer că mai bine să pierd sâmbete. Nu, stai, mai bine să pierd sâmbete decât să pierd sâmbete. Da. Suntem aici la locul de adunare, mergem în continuare. Mergem mai departe, suntem cu tovarășul Cristescu. Mergem cu tovarășul maestru care vrea la soare tot timpul, ca să ne bată în cap să facem insolație, să nu mai fim amuzanți. El e catering oricum. Haideți, așezați-vă, ia uitați. La soare îmi place cel mai mult, pentru că sunt poichiloterm. Oh, cuvinte, am înțeles. Vă pup, nebunilor, am mâncat o supă, o supă ciorbă. Am mâncat o supă, ne-am pus la maio frumos pentru că este soare. Avem o supă de legume. Cea îmi place să mănânc aici. Când mergeți la restaurant, nu vreau să zic trebuie că, să... Dar, hai că vă zic. Trebuie să vă purtați civilizat, adică nu mâneci îndoite sau... Ce mi se pare cel mai de neam prost este să bei ciorba direct din castron, n-aș face niciodată așa ceva. Deci așa de... Da. Responsabilitatea. Doamne ferește, dar zic, parcă toată lumea îmi folosesc să nu mai... Gata, supița, revenim cu update. Scârmariuților. Scârmariuților, ne-am întâlnit cu Sasha, Sasha Ciobanu de la Cluj, Sasha pe Instagram. Instagram. Sasha Ciobanu pe Instagram. Unde e capitala? Unde e capitala României? În centru? Nu, nu, nu. Unde e gen... Care e capitala României? Gata, de ce ne întrebări de astea? Zic care e capitala României? Da, București, recunosc. Așa. Cărmariuților, suntem pe drum spre Cluj, spre spectacolul din Cluj, că suntem în Cluj. Vă pup. Hai, domnul maestru. O să vă las aici un print screen cum am răspuns la un om care m-a înjurat pentru că trebuie să răspunzi cu dragoste la ură. Ar zice unii, dar nu e adevărat. I-am răspuns așa că nu m-a ajutat cu nimic să înjur. Dacă era lângă mine, îl pocneam, într-adevăr, altcumva era. Dar pe internet, nu mă? Da, frate. Unde e capitala? Unde e capitala? S-a găsit mămasa? Scârmariuților, am terminat primul show de la Cluj, urmează al doilea, suntem aici cu Sasha, dă-te-o așa, gata, dă-te că despre mine e vlogul, gata. Bă, știi ce? Este foarte mișto că toți oamenii din Cluj au 17 tablete și 3 telefoane. A, unde e asta? Că nu știu. Și vorbeam căscuță cu cineva să întrebe unde e strada. Dar un GPS ar fi ajutat. N-a avut. Mai și zis că ce bun era un GPS, da? Mă gândisem să fac o glumă super amuzantă, să intru brusc peste viță. Dar aș putea să văd lucruri cu care n-aș mai putea să trăiesc după aia. Adică n-aș mai putea să o privesc niciodată la fel. Dacă citește sau ceva. Ideea e că am ajuns în cameră, s-au terminat spectacolele de la Cluj, au fost mișto. Am mâncat pizza, a fost cheat day-ul meu, ca să zic așa, am mâncat o pizza seara. Ok la gust, dar n-a fost mare și așa bună, cum a zis toată lumea. Am ghivecul ăsta de flori pe care cred că le iau mâine, cu mine la București. Și cam aia e. Mai filmești de pe drum, poate înapoi. Acum cred că mă bag la somn și adorați și mei, că mâine suntem pe drum. Am fost foarte cocalar tot vlogul, să nu-mi așa cocalar, mă, normal. Chiar nu sunt nu știu de ce, zic cum mi-am întrebat.
În fine, adică mi se pare că de multe ori mulți mă judec așa, dar fără motiv. Hai, noapte. Scâr Mariusilor, am plecat din Clujulescu, ne îndreptăm spre casă, suntem aici cu toți nebunii, cu Luminița, cu domn Sorin, cu domn Cristian, stângata de distracție în cozi incendiară, vă ținem cu update, scâr! Scâr Mariusilor, o dimineață frumoasă, vă urez să aveți spor la cafeluță alături de cei dragi. Vă ofer cafeluța asta, am pus în ea sănătate și iubire, vă pup! Ia uite cum stă ea acolo și ia mare cafea. Nu-mi explic cum dracu a văzut ea standul ăsta în mijlocul pustiei. Oh, că nu e client, nu ți-arăt. Păi nu știu cum a găsit. Simte, ea și bea multă cafea și a simțit, efectiv, nu e nimic și a văzut ea de la mama dracu standul ăsta să-și ia cafea. Au, ce fericită e! Bravo! Scâr Mariusilor și adorat și mei, a mai venit cu încă un citat pentru voi. Mi-au amintit zilele astea că e vorba aia, că n-ai trăit în viață dacă n-ai iubit o creață. Vă pup! Extra! Extra! Stau ca în natură, tăte, murți! Are prețul pe ei, căzut? Care este primul lucru pe care o să-l faceți când ajungeți acasă, doamna Luminiță? Haide, Haide, dacă ne prindea acolo ne omora. Mi-a stat inima. Ce-a căzut? Tocmai a bubuit ceva în fața noastră și eu n-am filmat. De ce nu poți să fii vlogger bun? Deci cauciucul i-a bubuit. Da. Mea! Asta este. Deci, doamna Luminița, care este primul lucru pe care îl faceți când ajungeți acasă? O să mă cac. Ok, mergem mai departe. Domnul maestru, dumneavoastră, ce o să faceți când ajungeți acasă? Primul lucru. Iau fetița în brațe și o pup. Bă, și frumos. Și după aia mă cac. Am înțeles. Cine? Domnul Cristian? Îmi pup nevasta. Frumos. Se pup. Se pup și soarele meu. Soarele meu. Și pe aia, pe aia e mică, dacă nu doarme. Dacă doarme, o mai lasă doarmă. Că... trebuie să crească și după aia astea, să mănânc ceva, că nu mai pot. Că... bă, da, trebuie să mâncăm. Da. Cu iaurtul ăla. Pentru că nu m-a întrebat nimeni, eu primul lucru când ajung acasă strâng rahatul la pisici, vă pup. M-ai prezentat prieten vlogul trecut la opțiune, am aici, mi-am pus sticlă pe tavan. Să văd deasupra așa frumos, să vă cer, uitați, uitați peisaj. Și eu efectiv sunt în mașină și vă cer, cum îți explici? Asta este sticlă de acvariu, că un pește adevărat de asta are nevoie. Respect. Respectele mele. Da, da, asta nu merge să o pui în casă, nu că vezi la ăla de deasupra și nu e. Asta? Da, da, da. Este special făcută pentru de deasupra. Da? Da. E. Gândește-te ce că dacă umblă vecina ta în rochie în casă. Puuu. Ea nici nu știe că de sus se vede altfel. Da, corect. Finuț. Și dacă ajungi să o combini vreodată, chiar poți să spui că ai plecat de jos cu ea. Da. Vă pup încă o vorbă pe 2020, nu uita să dați subscribe. Care salvează vieți. Sper să nu vină un tir să treacă peste ei. Ar fi mare păcat pentru comedia din România. Da. Buturuga mică! A, uite, omule, extraordinar. Ăștia-s genul de bărbați. Se strebe în casă. Și pe stradă apare. Cetățeni. Cum vin plin de testosteron. Vine aici să facă glume și p***a mare. Nu ce ai să bătă? Pentru mă face. Bă, dar creangă asta era aici, mă? Nu l-am dat, aici am, nu l-am dat deloc. Doamne, cât testosteron. Bravo, mulțumim frumos și vă așteptăm pe 28, 29 și 30. 27, 28, 29, vă așteptăm, Timișoara, Târgu Mureș și Arad, Băile Felix, Govora, Căzănești, Necșești, Milcoi, Milsugi. Cel mai mare turneu de la văzut. Cel mai mare turneu. Ha, vă pup. Scâr Mariusilor, am oprit la un OMV Ulescu. Am zis și eu să-mi iau ceva de mâncare, dar n-au nimic ce aș putea să mănânc eu aici pentru că sunt gras. Aș fi mâncat o bănănuță, vă zic sincer, dar nu au. Poate facem o petiție să bage fructe în benzinărie sau... unele știu că aveau, dar de data asta n-am nimerit. Ăștia și-au luat sandwich-uri și aștept să mă holbez la ei cum o să mănânce și eu când ajung acasă, nu știu dacă mănânc ceva, dacă mă așteaptă și pe mine cineva cu o masă caldă, da, îmi cred. Scâr Mariusilor, am ajuns în București acasă, suntem în capitală, deși cum ar zice unii capitala e la Cluj. O să ajung acasă și vă țin cu update de acolo, ne revedem. Eu am plecat de la măsuță, tași mă, nu-mi zici tu mie cum să iau. Eu am plecat de la măsuță căci mi-este ca în somn și o să mă duc la cazare pe jos.
pentru că n-am uitat unde am plecat, nu pentru că n-am vrut să mă duc ușor cu mașina și taxiul costă. Dați o mașină deschisă. Toată lumea zice că la Cluj, Clujul trebuie să fie capitală. E foarte mișto Clujul, dar sunt oamenii foarte linți așa. Nu știu, eu n-aș putea să trăiesc aici niciodată, pentru că eu mă enervez foarte repede și nu înțeleg cum poate lumea să stea atât de liniștită și să fie toți calmi și... Nu e totul despre voi, Cluj, să știți. Uite, așa, uite. Și totuși, are numere de Cluj. Da. Am aici Google Maps-ulescu. Ne plimbăm prin Cluj. Vă mai arăt cum stă treaba pe aici. Bă, de arăta, de arăta. Cred că, hai că dacă aveam bani, mi-l luam. Vă zic sincer. Da. S-a uitat pe mine băiatul ăla, probabil m-a confundat cu Dorian Popa asta. Nu că pe Dorian îl filmează Cori. Ah, ce merde bici meu cu Ori. Își bea foarte tare. Vorbeam în mașină cu băieții că... Vorbeam cu băieții că e foarte mișto jobul lui Cori, stai așa tot timpul cu Dorian. Și mi-aș plăcut și mie să fac asta, gen stau mereu cu el. Dar, na, e luat. Acum n-ai de unde să știi. Dacă se plictisește Cori sau n-are chef într-o zi, Dorian să știi că eu mă bag. Merg mai departe. În continuare suntem în Clujulescu. Vorbim face în toate direcțiile, suntem la mine. Și mergem așa tot înainte. Astăzi mi s-ar părea foarte tare să am și eu pe cineva care să mă filmeze când fac orice, pentru că mie în general mi-e lene să filmez și nu-mi place absolut deloc. Mamă, deci vin spre mine niște oameni de o calitate superioară. Nu spun că e posibil să rămân fără cameră, dar sunt șanse. În fine, mergem mai departe să vedem cum stă situația. Sincer să vă zic, mai mult am luat-o pe jos pentru că voiam să mai și filmez pentru vlog. Să ziceți dacă vreți să mai fac, eu și în București m-am gândit să fac așa. Nu neapărat zilnic, dar în ciuda aceea, că de unii să știți că viața mea e interesantă aici. Adică merg chestii, mă văd cu oameni, dar nu vreau să filmez oamenii aia mișto care am văd, că după aia pare că o fac așa pentru... No. Ce ziceam? Îmi cer scuze, seara am consumat țuică și bă, băiatule, nu știu ce dracu are țuica aia în ea, dar... Adică știu ce are, fructe și alcool și zahăr, dar... Îți pare că țuica scoate neandertal. Eu cred că așa a apărut evoluția. Întâi au fost neandertalii care beau țuică, mai n-au mai băut țuică și au devenit oameni. Da, asta este teoria, nu ascultați ce zic alții cu... Nu Big Bang, nu Dumnezeu, nu, ce am zis eu. Mamă, frate, la Opel Corsa, pare o mașină super miște. Da. Am cer scuze la oamenii cu Opel Corsa, e ok. Măcar aveți mașină. La cine merg eu la sala dacă mănânci pâinea e pe lip? Nu e ok. Pâinea nu e ok. Mă simt ca o bătrână de aia și cu camera și cu asta în mână. Și sunt bătrânii aia care au bețe oriunde merg și pe munte. Așa și frate. Ia să mai schimb mâinile că am obosit. Mergem în continuare. Bă, băiatule, bă. Bă, dar cât de... Uite și un... Nu e normal. Drumul... În mod normal n-ar trebui să fie așa drumul. Cine dracu a făcut strada asta? Ce e în pantă? Puteți să mă băgi niște cime să dea totul mai sus un pic? A, uite mă, drum drept. Bine, asta nu e în pantă, asta e într-o parte. De asta nu o să ajungă capitală niciodată. La noi în București nu vezi drumuri stricate. Facem pauză să-mi verific pulsul, că simt că mor. Am și băut, să știți că în general fac sport și nu mă obosesc așa. N-am cum să am 150 cei. Bine, am și urcat. Dau uite 150 de cei, sport cum ar veni. O să merg mai încet ca să nu mor. A, bă, iar rampă, dă-o-mă în p***a mea. Deci nu ar așa arăta pe unde am venit noi. Zice că mai sunt 100 și ceva de metri. A, bă, parcă da. Da, de spectacole vă ziceam, da? Da, bă, uite acolo. Hai că am ajuns cu bine. A, ce m-am pusit, iau cât? 13 metri aproape. V-am zis că fac sub 15, v-am zis. Sau 16. Așa, la Cluj, da? A, Cluj e frumos. E bine și după aia mâine ne întoarcem acasica. Mai filmăm și mâine ceva. Și mamă, Sandero, o băgat în România. Zice, dacă ai o tigaie de mașină, zice, dai talpă. De fapt, înțeleg de ce, că e o bucurie oricum. Pe aia o ai, cu aia dai, corect. Mâine mai filmez de pe drum la întoarcere. Și poate mai filmez și pe acasă, nu știu, poate mă apuc. Dar nu e, și așa am o grămadă de chestii de făcut. Nu vreau să mai fac și asta. Da. Vom vede. Ia să vedem. 13 minute 17 secunde pe această cale Google Maps. Ți-am zis că fac mai puțin. Eu am ajuns și o să intru pe popă.